la voi la liceu pentru a vă vorbi despre drepturi, despre reguli, despre legi și despre justiție. Hai să zicem că ați venit la o oră mai interesantă, în care o să învățăm dacă regulile sunt bune și, sau nu sunt bune pentru noi, și mai ales care sunt consecințele încălcării regulilor. Avem și reguli la școală, nu-i așa? Da. Cele mai multe. Da. Și cele mai aspre. Da. Nu avem voie să ieșim din curtea școlii. Să ieșim din curtea școlii în timpul cât sunteți la ore. Alte reguli. Aveți voie sau nu aveți voie să purtați uniformă? Așa. Trebuie să purtați uniformă, dar nu prea vorba voia să știu voi. Ați avut sport sau ce? Așa, alte reguli la școală. N-aveți voie să copiați. Din păcate avem nevoie de el, da? Hai să vedem ce s-ar întâmpla dacă nu am avea legi. Să zicem că ați venit la școală și fiecare face ce vrea. Care ar circula așa cum vrea el. Și pietonii și mașinile, ce s-ar întâmpla? Mamă, s-ar înțelege, nu-i așa? Să zicem că acasă nimeni n-a respectat regulile. Toți mănâncă, lasă plinele unde vor. Ei, nu-și fac patul, dau eu la ușă la străine, intră pe Facebook ziua, noaptea, vorbesc la telefonul stop. Deci, până la urmă, avem nevoie de reguli sau nu avem nevoie avem. De reguli? Să ne închipuim că ați merge pe stradă și cineva vrea să vă lovească în cap cu o bână. Are voie să o facă? N-are voie să o facă. Ce spune lucrul ăsta? Care lege? Constituția. Așa, ați spus Constituția. Ați văzut vreodată vreo Constituție? Da. La civică? Așa, cam așa de groasă, în care sunt principalele interdicții, adică fapte pe care nu avem voie să le comitem, pentru că dacă le comitem, suntem sancționați. Această carte se numește Cod. Atenție, nu vorbesc de codul poștal, nu vorbesc de codul morse, nu vorbesc de codul care scumpește sau știu ce alt cod mai există, ci vorbesc despre codul penal, în care Parlamentul a stabilit care sunt cele mai grave fapte pe care, dacă le comitem, ajungem în închisoare. Îmi dați exemplu de niște fapte? Crimă. Crimă, adică o moarte, o urmă a unei persoane, ucidere a unei persoane, da? Asta fapte. Violul. Violul. Altă fapte. Violul. Da, violul l-am notat, l-am crezut două ori. Altă fapte. Călcăria. Știe cineva și călcăria? Prostituție. Constituția nu este scrisă aici. În schimb, este scris proxenetism. Ați auzit proxenetism? Proxenetism, pești, da? Atenție! Constituția nu este o infracțiune, ci este o contravenție. Știe cineva diferența? Penitenciar. Atenție! Denumirea locului în care sunt închise persoanele este penitenciar. Pedeapsa este pedeapsa închisorii. Asta ca să știți. Nu-i spunem pușcărie, nu le spunem, eu, deci, pentru nemititica, la răcoare sau la facultate. Am auzit că și la facultate le spunem. Atenție! Faptele așadar, cele mai grave pe care nu avem voie să le comitem, sunt prevăzute în codul penal. Dar sunt și fapte mai ușoare, pentru care primim niște amenzi date de poliție. Și cum se cheamă faptele alea? Nu fapte, alea sunt sancțiune la amenzi. Contravenții. Atenție! Contravenții pot să aplice polițiștii când traversăm strada pe culoarea roșie a semaforului, da? Sau când nu avem bilet în autobuz. Avem voie sau nu să circulăm fără bilet? Depinde de vârstă. Adică sunt 14 ani ai voie, nu? Sunt 7 ani. Deci, în funcție de fiecare oraș de România, Consiliul Local a stabilit o vârstă până la care avem gratuitate. Până la 7 ani sau până la 10 ani. Uneori aveți reducere, alteori chiar gratuitate, deci reducere. Fiii, odată cu primirea buletinului a cărții de identitate, adică la 14 ani, copiii care comit faptele de aici, furt, călcărie, viol, abuz, sexuală, omor, Doamne ferește, și alte minunate, încă 200 și ceva de fapte. Copiii așadar care comit aceste fapte vor ajunge în fața unui judecător pentru a le aplica o sancțiune. Vestea bună este că minorii nu pot fi trimiși la închisoare. Fiecare minor care comite o faptă din acest cod
se va deschide o evidență specială ținută la poliție care se numește cazier. Ați auzit de cazier? Da. Toată lumea are cazier. Adică evidența aceea există pentru toți locuitorii dintr-o țară. Iar în cazier sunt notate toate faptele noastre rele. Din momentul în care avem o reclamație până în momentul în care suntem condamnați pe parcursul vieții. Așadar, inclusiv pentru minori. Nu veți putea fi polițiști, nu veți putea fi militari, nu veți putea lucra în serviciile de informații. De ce? Pentru că se cere un caracter desăvârșit. Cei care comit fapte rele, chiar când sunt micuți, vor fi urmăriți toată viața pentru aceste fapte. Prin urmare, ar trebui să știm care sunt interdicțiile ca să nu le comit. A deschis cineva până acum codul penal? Fiecare zi. Dar să vă spun un lucru. Cu toții îl respectați. Căci dacă nu l-ați fi respectat, astăzi nu ne-am fi întâlnit în acest frumos loc, ci ați fi fost în fața mea ca judecător specializat pe minori să vă aplic o sancțiune. Nu-i așa? Dar înseamnă că voi ați respectat regulile din această carte. De unde le-ați știut? De unde ați știut că nu-i voie să omor oameni? De unde ați știut că nu aveți voie să curați? Cineva a învățat părinții și altcineva cineva mai mult. Profesorii și altcineva? Cei din jurul vostru, televizorul, de exemplu, sau colegii, sau, mă rog, acuratul vostru. Deci, iată ce este de important ca să înțelegem că educația se poate face, în primul rând, din partea altor persoane și, în al doilea rând, noi înșine. Deși voi n-ați deschis încă codul penal, cu toate astea, fiecare respectați. Ca să înțelegeți care sunt faptele bune și faptele rele, aveți nevoie să respectați anumite autorități. De exemplu, profesorul este autoritate. El trebuie respectat, pentru că ceea ce vă spune el este urmarea unei experiențe de viață pe care o are, plus a experiențelor pe care le-a avut cu copiii anterior. Și își dă seama unde sunt tentații și unde sunt lucruri pe care îi poate învăța. De asemenea, foarte important este autoritatea părinților. Dacă am ajunge să nu ascultăm părinții, ne-am apucat cu toții de prostii. Am fumat la greu, am bea la greu, n-am consumat toate nopțile la discotecă, nu? Nu ne-am mai face trebuie și, de fapt, cred că nici n-am mai trebuit la școală. Deci asta nu e chiar așa de bună. Și n-aveți dreptul să mă judecați. Deci sunt autorități care trebuie respectate. Ele nu pot fi contestate. De ce? Pentru că așa spune legea. După cum controlorul de bilete care v-a prins fără bilet sau abonament, îl puteți înjura, nu? Nu. Nu îl puteți înjura, pentru că el exercită o funcție. El are autoritate. Atenție mare! Dacă aveți 14 ani, priviți și insultați sau loviți un controlor de bilete. Nu mai vorbesc cu un polițist sau un judecător sau un procuror sau un jandar, ori un militar. Deci dacă agresați verbal sau fizic, o astfel de persoană se numește ultraj. Este o faptă foarte gravă pe care, dacă o comiteți, ajungeți în fața unui judecător să vă sancționeze. După cum nici controlorul de bilete n-are voie să vă bruscheze, să vă insulte, să vă amenințe, să vă rețină buletinul sau să vă conducă în mod forțat într-un anumit loc. Pentru că el comite la rândul lui un abuz. Și atunci se numește purtare abuzivă. Așadar, dacă am respectat cu toate regulile, voi circulați cu bilet. Noi, controlorii, se comportă frumos cu voi. Voi traversați pe verde și eu, polițist, nu vă fac nimic. Da? Voi mergeți pe stradă liniștit, nu dați la nimeni în cap, nici eu n-aș mai avea de lucru, ca judecător. În felul ăsta, societatea asta ar fi o societate a păcii și a înțelegeți. Din păcate, nu se întâmplă așa. Un băiat de 16 ani care își ucide cu mâinile, își strânge de gât prietena, pentru că nu i-a mai acordat atenție la un moment dat. Avem minori care au fost chemate în casa prietenului, de către prietenul fratelui său, în vizită, a încercat să o violeze, n-a reușit, și atunci, ca să nu povestească acasă, au murit. Avem tineri de 18-19 ani care se urcă în mașină cu prietenii să fie conduși acasă și la vascui știți bine. Au transformat-o în poștă. Șapte indivizi sunt chemați să se distreze cu o fată, să o abuzeze. Ei au spus că se numește sex surpriză. Ei, de rezervat și judecător o surpriză. Că da 10 ani de închisoare.
Judecătorul suveran și s-o stabilește judecătorul, asta trebuie să respecte. Ne putem zice de... Cum? Că voi mergeți pe stradă, n-aveți de unde, știți, dacă unul nu vă scoate pistolul și vă pușcă, sau scoate cuțitul și vă bată, sau vine și vă lovește ca să vă ia banii. Cum ne păzim noi? Ce putem noi face? Putem să prevenim noi cetățenii corecți cumva să vă ia infracțiuni? Da sau nu? Păi hai să vedem. Dacă este noaptea, este indicat să mă plimb într-un loc umbros în care nu am lumina străzii, sau este indicat să mă duc unde lumină și unde soară? Deci iată că aș putea face deja un prim gest ca să preîntâmple săvârșirea din infracțiuni. Hai să vedem, dacă sunt fată singură și merg pe marginea drumului și oprește un nene să spună hai fetiță sau dumneșoară să te duc acasă, că ești sigurică. Mă urc sau nu mă urc pe mașină? Păi nu vă învățat copiii, părinții când erați mici, nu vă învățat, nu stați de vorbă cu adulții pe care noi cunoașteți, nu luați o bomboană dacă vă oferă, nu vă urcați în mașină cu cineva necunoscut. Nu dați drumul la ușă la persoane necunoscute. Dacă că găsește jos un inel din aur și spune, uite aici am găsit un inel, vă-l dau vouă, dar dăm 50 de lei cu el și ți-l dau ție. N-ați pățit? Sunt adulți care au pățit. Au luat țeapă. Adică omul, un escroc, că așa se cheamă așa care eșală. Se face că găsește pe jos, treci pe lângă el. Domnul, uite, am găsit un inel, vai, din aur. Dar mie nu-mi trebuie ce să fac cu el, mă grăbesc. Nu-l vezi dumneavoastră, că costă 50 de lei. Hai, dă-mă acolo, 50 de lei. Și tu acolo, repede, spui, aur. Îi dai ăsta 50 de lei și tu, de fapt, dar la niște tablă vopsită cu gaură. Dar nu ți-ai dat seama că totul s-a întâmplat rapid. E metoda inel. Metoda accidentul, ați auzit-o? Da. Ați auzit-o, iată. N-ați fost sunat niciodată voi sau părinții voștri? Mama mea a fost sunată. O sunat-o pe mama mea și a spus, știți, aveți o rudă în străinătate, un nepot. Da, avem și noi, câțiva nepoți, unul este pe străinătate. Știți, a avut un accident groaznic, trebuie repede să trimiteți niște bani, avem nevoie să dăm la medici și la poliție, să aranjăm, să nu se facă dosar. Noroc că eram eu acasă și mama mă întreabă, măi, uite ce telefon am primit. Și ne-am prins că e metoda accidentului, dar sunt oameni care n-au știut acest lucru. Aveți contul de mail, așa-i? Da. N-ați primit niciodată un anunț? Sunt o rudă bogată, vreau să las testament, niște bani, vă rog să îi indicați contul. N-ați văzut? Da. Atenție, se numește scrisoarea nigeriană. Scrisoarea nigeriană. De ce? Niște indivizi care locuiesc în Africa, în țara numită Nigeria, s-au prins că pot înșela prin intermediul computerului. Și trimit sute de mii de mail-uri cu speranța că vor fraieri pe cineva. Și vă spun că sunt mulți care iau țeapă. Adică vă dați seama, te trezești dintr-o dată în căsuța ta poștală, spune, dragă domnule, sunt un bogătaș din nu știu care stat, vreau să las averea mea să o împart la mai mulți oameni, v-am ales pe dumneavoastră, vă rugăm să-mi indicați un cont bancar în care să vărsăm acești bani. Și bineînțeles că tu îți dai contul bancar, după care spun, știți că am de plătit niște taxe ca să virez banii de la mine din țară la dumneavoastră și tu dai niște taxe într-un cont pe care eu ți-l dau și la un moment dat s-a trezit unul că a plătit vreo 40.000 de dolari ca să primească chipurile milionul de dolari pe care vrea careva să-i lase moștenire. Să știți că sunt adulți care iau țeapă în halul ăsta. Dar aminte copiii care primesc anunțul pe Facebook. Hai, drăguțo, să ne vedem, că mi-a plăcut de moaca ta. Sunt și eu un coleg, dar să știți că sunt copii și tineri, și mai ales tinere, care sunt luate în mod forțat, adică răbite, sunt bătute, sunt violate, li se iau toate documentele de identitate, dacă le au, și sunt exploatate în străinătate. Unde? Germania. Germania cred că e bine. Spania. Spania și în Cehia. E o grămadă de state, dar ce fac doamnele acolo? Se merg la bucătărie, domnișoară? Se asează la mare? Ar fi bine să o fac acum, nu? Sunt forțate să se prostituieze. Sunt forțate să participe la filmări neadecvate vârste. Mă refer la filmări pornografice. Și apropo de asta, sper că știți cu toții și nu faceți acest lucru și anume să descărcați filme cu minori pornografice. Este infracțiune. Deci vă avertizez. Nu intrați pe site-uri inadecvate și mai ales acolo unde sunt filmări cu minori și nu-i de râs. Filmuleți, vi se deschide dosar penal. Nu vă jucați cu asta. Și vă avertizez că există mijloace de descoperire a traficului de date.
Și apropo de asta, cu toții folosiți telefoane mobile, așa-i? Da. Cu toții bănuiesc că aveți cont de Facebook. Adică, întrebarea, este cineva care n-are cont de Facebook? Da. Da? O persoană? Vai, ce s-a întâmplat? Nu vă lasă să vă interesați? Și atunci ce faceți? Trageți cu coada ochiului să vedeți care e parola. Sau vă dă el odată parola să dați un mesaj în numele lui și voi rețineți parola, da? Și intrați în conversațiile lui. Acest lucru nu este permis de lege. Grijă mare. Viața privată a fiecăruia de aceea se numește privată. Aparține fiecăruia. Nu avem voie să umblăm în geanta nimănui, în hainele nimănui, în buzunarul nimănui, așa cum nu avem voie să umblăm în corespondența nimănui. Știați, de exemplu, că dacă tânărul de aici, acum, în timp ce noi vorbim, primește un SMS-ul. Și eu iau telefonul. Spui, știți că n-aveați voie în timpul orei să umblați la telefon? Și el o să spună, da. Și atunci eu o să vă spun. Haideți, stimați colegi, să vă spun ce SMS-ul a primit colegul nostru. Nu am voie să fac lucrul ăsta. Se numește dezvăluirea corespondenței altuia. N-am voie să fac, cum? Același lucru. Corespondența altuia, indiferent când merge prin SMS-ul, prin bilețel, prin Facebook, dacă o dai altuia, fără acceptul celor din conversație, constituie infracțiune. Nu avem voie să facem lucrul ăsta. Cu alte cuvinte, există reguli și toate regulile, de fapt, protejează individul. Persoana fiecăruia dintre noi este foarte importantă. Corpul meu este important, de aceea el nu poate fi lovit, el nu poate fi agresat fizic în niciun fel. După cum sufletul meu e important. Deci nu pot fi jignit. De ce este important să știi cum se numesc faptele? Pentru că ele se sancționează diferit. De exemplu, furtul se sancționează mai ușor decât lovirea cu furtul, adică trătăria. Iar un jurist trebuie să știe lucrul ăsta. Nu trebuie să vă spună nimeni că nu aveți voie să îl loviți astfel încât se lasă urmi sau se sparge sau se lasă. Apropo, băieții, că practică care va fi marțare sau nu? Și eu. Și eu. Știu ce înseamnă, să lovești. Știu ce înseamnă să lovești o persoană în maxilar interior. Vă spun eu, știți care sunt rezultatele? Un punct dat de un practicant. De sporturi violete, cobalt. În box, lupte, arte marțiale. Știți ce înseamnă un punct plasat aici, în momentul când ai gurița puțin deschisă? Este fractură de mandibulă. Știți ce înseamnă asta? 40 de zile nu poți deschide maxilar. Spuneți mie cum mănâncă individul sau paie, pe unde? Din masă. La poliție. Cine semnează plăcerea? Cine o semnează? Domnul poliție. Plăcerea adresată poliție o semnează cine? Medicul legist. Victima, care dacă are între 14 și 18 ani, trebuie să semneze alături de ea și părintele. Grijă mare. Deci până la 14 ani, poate actele să fac de către părinți în numele nostru. Între 14 și 18 ani, adică când suntem adolescenți, toate actele le facem noi împreună cu părinții. De ce? Dacă lipsește o semnătură, eu ca organ al legii va trebui să respect legea. Și atunci o să mor cu dreptatea mea. Deci trebuie să respectăm niște reguli. Reguli de procedură. Să dați să circule fotul la să-l vadă și alți colegi. Prin urmare, atunci când suntem agresați și nu ne înțelegem cu agresorul, adică cu autorul, trebuie să facem o plângere la poliție. Te rog. E vătămare corporală, dacă sunt pe mâine. Da, vătămare corporală. Mai grav, dar avem nevoie de plângere adresată la poliție. Poliția, când primește această plângere, ce va face? Sigur că o citește.